Haideți să discutăm acum despre ceea ce înseamnă funcția radicală de ordin n. Și avem două tipuri de funcții de radical de ordin n. Și avem o primă definiție, funcția f definită pe mulțimea r cu valori în mulțimea r, cu f de x ca fiind radical din 2n plus 1 din x, unde n este un număr natural diferit de 0, se numește funcția radical de ordin impar, 2n plus 1 fiind, cum bine știm, forma generală a numărului.